curajoși navigatori a internetului. A fost un început greu, condus de teama că moartea ne poate aștepta la orice colț, putea să fie un schelet, un zombie, indiferent. Însă am reușit să învingem această teamă și am reușit să ne construim o micuță comunitate cu săteni, cu pisici și alte viețuitoare care mai trebuiau pe acolo pe lângă noi. Însă moartea a venit de deasupra mea, sub forma unui creeper, bineînțeles. Dar nu fiți triști, de un lucru sunt 100% sigur. Nu o să renunțăm. Aventura o să continue, chiar dacă este pe o nouă hartă, bineînțeles. Pentru că, totuși, când vine vorba despre hardcore, trebuie să începem o hartă nouă în momentul în care murim. Ar fi urât din partea noastră să ne punem pe creativ sau să folosim alte mijloace dubioase prin care să păstrăm aceeași lume. Așa că, după cum ziceam, pregătiți-vă pentru că aventura o să continue pe o nouă hartă. Uuu, uh, ce pagiște frumoasă, plină de floricele, copăcei, vaci, cai pe aici, dar unde-i restul lumii? Hello? YouTube? Pe unde-s? Oh-ho-ho-ho! Oh. iată vă v-am găsit! Oh. Un pic să greu că suntem veniți de pe cealaltă lume și încă suntem confuși de la explozia care s-a întâmplat acolo, dar o să ne descurcăm noi. Bine v-am găsit pe această nouă și minunată lume unde sper eu că o să ne petrecem restul zilor de acum încolo. Jackpot băieți și fete! <laughs> Sau mai bine spus pe românește l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Cine s-ar fi gândit că o să găsesc aici aproape căutând oi și vaci și alte chestii de genul ăsta un portal părăsit și am găsit un enchanted golden apple. Deci cel mai, cel mai, cel mai greu de găsit item din tot Minecraft ăsta, cred că, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel. Și între timp am găsit și un sat plimbându-mă. Și partea bună este că satul ăsta nu e foarte, foarte departe de spanul nostru. Spanul nostru ne va pe acolo, dacă țin. Uite, fix acolo. Fix acolo unde unde sunt chestiile alea. Nu, acum că suntem în sat, hoțul de mine ar cam trebui să îi blochează pe guștere ăștia pe aici ca să nu să nu la fugă cine știe pe unde. Ăsta văd care de torțe pe aici sau so, virgana. trece înapoi, nu pleca. Prietene care ești tu, prieten. Aici nu nimenia. Trebuie să-i blocăm pe toți, ca să ne fie cât mai ușor, să nu cumva să pierdem și chestii de genul ăla o ardem din nou pe modul ninja pentru că suntem vânători de pisici. Deci n-ai cum să găsești o pisică de asta neagră cu ochi verzi să nu vrei să te duci după ea. Hai, tu nu... Hai, dar de din ce te fugi atât de mine? Pune-ți frână la piciorul și alea tale vin în coace. Au un pește proaspăt, un somon chiar. Un somon, îți spun. Ia somonul, mățule! Bă, deci n-aveți idee, bă, mă jur să mor. Deci o trebuie să facem cu asta muncă de convingere. Mi-am adus și ajutoare, voi steți nebuni. O trebuie să facem muncă de convingere cu Nehalita. Nehalita o să rămână numele. O mâncat la pești. M-am dus de 3 sau de 4 ori să, să, ă, ăsta, să aduc pești. În pune, uite. Și-am <hie> mai găsit una. Nici că se putea mai perfect. Am prins-o și pe -a, da. a fost un picus usgreut, dar ajutorul aici de, de serviciu s o descurcat. E, e un mare prinzător de pisici, ce pot să spun. Avem iarăși două pisici. Una albă, una neagră. Toate bune și frumoase. misa Mi gri. s-a... Ha? E albă cu gri. Albă cu... Da, te mai contează că e albă cu gri. Contează că e albă. Dar de ce fuge de, de mine? Maron. Alo? Hai înapoi. Se spalează, Vine în cauce No. Mi s-a comunicat în cască că astăzi și că nu are ochii verzi, care are un fel de ochi portocalii, deci ne pricepim la culori, suntem pe, uh, cum să zic eu, nici nu are rost să mai discutăm. Hai să le punem pe verandă dacă avem cumva șansa. urca, Urcă pe verandă. Haide, un pic mai colo. No, suntem No, oh, sunte... O, torce, băi și nebun. Avem iarăși două pisici. Da, trecut am avut trei din prima, dar e bine. Poate găsi și că why not, să strângem animale. Că noi ne desurcăm bine cu animale, nu ne trebuie diamante, nu ne trebuie chestii de genul ăsta, noi animale să avem. Oameni bun adevărata aventură de aici începe. Trebuie să mânrați noroc pentru că plecăm în peșteră să căutăm chestii. Și nu avem pe noi nimic, avem unelte de piatră, toate chestiile ce le avem de piatră. Dar trebuie să facem rost de fier și de alte chestii, așa că înainte cu tupeu de poet, cum s-ar zice. Dragii mei padaoani, ne-am întors din uh, mica noastră expediție, nevătămați, <laughs> suntem în regulă, toate bune și frumoase și am reușit să strângem uh, destul, de, destul de multe șele resurse. Am strâns și obsidian, am găsit și 8 diamante, am aici un pickaxe și încă 5 pentru micuțele noastre chestii pe care le mai avem de făcut pe aici, niște cărbune, am găsit două geodomuri, ceea ce de mâță, niște cupru că nu ne trebuie mai mult redstone, de asta o să avem nevoie și de lapis lazuri, bineînțeles. De aur nu prea știu ce să facem cu el, însă am găsit destul de mult fier, ceea ce este foarte bine. Și măcar știu acum cum să ajung la peștera respectivă, este undeva încolo după dealul ăla. Trecem dealul, e, e ca și piesa aia din copii de la 402, peste deal și peste apă, mergem în mină. Era altcumva, dar noi o adaptăm, te rog, frumos, după cum bunul plac cum zice românul nostru. <laughs> și ce urmează să facem acum, bineînțeles că o să fie un crafting table, o să fie un portal către end, pardon, către nether, așa. Și vreau să mai lucrez un picuț la chestia asta de aici. Mă rog, nu să lucrez, să plantez o leacă mai mult sugar cane pentru că o să avem nevoie să facem cât mai repede în table table ăla. Și încet, încet o să recuperăm practic ce am pierdut în cealaltă încercare a noastră de a supraviețui pe Minecraft Hardcore. Ia te uită ce noroc pe fundulețul meu. <laughs> Am mai găsit încă un sat, plimbându-mă în căutare de vaci ca să facem roz de piele, să putem să ne facem o dată în table-ul ăla. Am găsit încă un sat foarte frumos plasat. Cred că ăsta e mai, cred că e mai fain plasat decât satul în care suntem noi în momentul de față. Și i-am salvat coordonatele. Așa că o să mai revenim aici în cazul în care vrem să mai construim chestii, cine știe, poate ne decidem să facem uh, niște regate și chestii de genul ăla și așa mai departe și Dumnezeu mai știe. Și în drum până aici am găsit și nebunia aia de acolo de portal părăsit și am făcut rost de un Golden Horse Armor. Poate, poate cândva facem rost și de un cal, dacă facem rost de o șa bineînțeles. Dar acum ne îndreptăm înapoi către casă cu pași rapizi să ne facem cât mai multe cărți, după aceea să ne facem cât mai multe bookshelf-uri și să ne facem enchantment table pentru că avem level 35 din trade și chestii de genul ăsta. Nu știu cum de m-am gândit la chestia asta data trecută, deci... De ce nu mi-a venit mie în cap acest minunat lucru care este el și care se numește ușa de fier? Pac! Ai pus ușa de fier, la gușterii ăștia și nu mai ai nicio treabă. L-am făcut pe nemornicul ăsta de aici, frumușel cu mending. Cere 26 de emeralde pe o carte, dar sincer să fiu cu voi, n-am avut chef să mai stau încă 13 miliarde de secole să caut mending cu 10 emeralde, că mă durea mintea. Și acolo sus, în căsuța aia de acolo, avem un gușter care ne dă emeralde pe bețe, ceea ce este extraordinar de perfect. Da, acum, trebuie să găsesc eu un loc Că aș vrea în episodul ăsta, dacă toți suntem pe aici, să facem și o căsuță pentru noi. Și e că nu foarte mare, nu foarte wow, nu foarte nu știu ce, dar să țină în ea enchantment table-ul ăsta, chiar și frumos, care este el. Uite așa. Ca să ne putem face și noi enchant și chestii de genul ăla. Și deocamdată o să-l punem aici și mă gândesc că probabil că aici o să-și facem căsuța. Mai strângem niște materiale până una alta și uh, vedem și cum, uh, cum rezolvăm cu, cu căsuța respectivă. Da! Deocamdată, ce mă interesează este să iau niște lapis lazuli și odată ce am acest lapis lazuli care este el frumos să mergem să ne înceantăm chestiile. By the way, s pisicile. Cumva, nu știu cum, și-a ieșit una albă cu ochii diferiți. <laughs> am găsit-o și pe aia și am prins-o pe aici pe Nu mai țin minte dacă am arătat neapărat pe filmarea chestia respectivă, dar Țin minte că mai văzut încă o pe aici, dar din păcate nu, pe aia n-am reușit să o prindem. Hai să vedem ce primim pe nebunile astea. Am breaking 3, bun. Deci dacă dau pe asta și mi da breaking 3 și forgen pe topor, o să, o să plâng. Exact ce ziceam. <coughs> nu cred, fratele meu. Deci nu se poate așa ceva. De ce n-am înceantat târna copul prima dată? Uite-te și tu. Ah! Ia ghișcine, o mai găsit un pisoi sau pisică. Habar n-am că nu le arată uh, sexul în Minecraft. <laughs> din păcate, hai încoace un. Motănesc, motanel care ești tu. Vine încă să te parcă aici lângă restul, lângă frații și surorile tale. Între timp, am reușit să facem roz de toate nebunile de care aveam nevoie. La, la, nu, nu te duce în pat! Fucking hell! Dă-te jos! Uite la ea, mă. Bine, stai în geam atunci, atunci. tu ești pisica din geam din fereastra, de pe verandă. <gântu -i> Ce știți voi? Între timp am reușit să facem toate nebunile astea, două, care este ele frumoase. Și avem aici târnăciopul cu fortune. Am prins, am prins un enchantment cu fortune și am breaking. Deci at -ata, era, noroc că era fortune la început. Și am zis că, fortune, perfect. Și mi-am mai dat breaking după aia. Și am făcut rost de un sătean aici care... Uite, cred că asta e gușterul. Da, ne dă eficiență 5 pe 5 6 de emeralde. Pe emeralde putem să facem destul de ușor, ceea ce e ok. Și pe gust răsta în căutare de eficiență 5 l-am prins cu mending pe 12 de emeralde. Așa că m-am decis să cumpărăm o tonă de cărți de mending. Deci avem momentul de față o tonă de cărți de mending. Și din coace avem pe fraierică geomantanul ăsta care face cu noi trade de genul ăsta. Asta e prima dată să ne luăm toporul în brațe ca să putem să Uh, să reparăm dacă toți suntem aici. Perfect. Și topor avem eficiență. 5 am breaking, silta și mending de dată pe el. Acum nu știu sigur ce vreau să fac. Uh, fie vreau să încep să-mi fac o căsuță micuță acolo, unde ziceam treaba aia, care să conțină și în și pe lângă asta să avem și un chest room, un dormitor și o bucătărie unde să ne punem toate furnasurile și toate nebunile. Sau să mai facem rost de un sătean care să ne vândă armul, să ne facem full diamant din primul episod. Nu cred că ar fi o idee chiar așa de rea. Râde glumim, dar nu a fost chiar atât de greu să facem săteanul ăsta să ne ofere tot ceea ce ne dorește sufletul nostru. Nu prea are înceanturi bune ci drept pe ele, dar oricum vreau să le să le înceantez eu cu, cu ce-mi dorește inimioara. Așa că căscuța, țaca, paca și ne mai trebuie un emerald pentru asta. Mai e și nebun la cap. Un emerald? Serios? Unu? Bine, armura mă gândesc să o las pentru care am un break ul ăla și îi uh, E perfect dacă am un breaking. Pentru nemeral cred că ne trebuie 5 pumpkin. Așa că o să strângem de aici 1 2 3 4 și cu tine 5. Mergem la prietenul nostru. De fapt, cred că avem deja pumpkin. Aoleo. Hai să facem să avem două emeralde atunci. Pac, 8, 9 și cu asta 10. Avem 10. Avem. tatic. Pe astea două, astea le putem dezenchanta. Uite așa și uite așa. Perfect. Și o să ne luăm și armura și suntem full diamant din primul episod. Cât de ușor poate să fie? Adică, acum, serios, nu? No? Deci cât de easy poate să fie? Stai un picuț, te joci cu sătenii, faci jos niște emeralde. And there you have it. Prietene, tu mulțumesc frumos, ești în dulce. Te pup. Ciusi. <laughs> și mergem înapoi la gușterul ăsta, ca să ne luăm armura. Le punem pe toate pe noi și salut popor, suntem încântați. Stai merge să-l trezim pe Ionica din somn. Scularea boss. Pam, pam. Am rezolvat situația. A toti. Gata. Mai zic ceva. Suntem full Încântați. nu chiar încântați, dar full diamant. Gata. <laughs> Domnul greu cu unghiurile astea de filmat, nici nu, nu, eram bun de cameraman, nici nu să pus televiziunilor care sunteți pe aici prin zonă și vă uitați la mine să nu mă angajați niciodată pe post de cameraman că nu vă nimeresc unghiurile. Dar, după cum ziceam, ar trebui să începem să construim ceva. Așa că m-am gândit și m-am gândit foarte bine chiar că ar fi frumos să facem un turn unde să, plansă, să plansăm. Aoleu, Limba română 1, puf 0 Unde să plantăm dragilor, unde să plantăm nebunia asta de Enchantment Table Și am pus Enchantment Table-ul pe jos să vedem cam cât loc ar ocupa Și după aceea să începem să facem turnul în jurul Enchantment Table-ului Și mi-a ieșit ceva în genul ăsta până acum A, Bine, ăsta e scheletul de piatră de aici încolo să urmeze detalii și lemn și alte chestii de genul ăsta, dar am zis că de ce să nu facem pentru Enchantment Table un turn oarecum mystic, magic, something, I don't know, că totuși țin în cont că e vorba despre Enchantment Table care face niște magii și niște chestiuțe pe acolo, mă gândeam că ar fi mișto. Acum, tot ce urmează să facem este să încercăm să-l detaliem pe ăsta și cred că cel mai probabil astăzi o să încerc să termin nebunia asta de turn. Într-o oarecare măsură, să arate cât de cât drăguț și frumos, să nu fie totuși un turn de piatră plantat în mijlocul lumii. Și după aceea, ce mă gândesc este ca în partea asta la altuneva, aici în zona asta, aș putea să încep să fac o căsuță un pic mai interesant or something și aia o leacă mai înaltă, o lecuță, o lecuță și să facem dintre căsuța aia, între căsuța aia și turnul ăsta să facem așa un pod am mai văzut eu pe internet șmecheria asta, știi, genul ăsta de design și chestii și am zis că îmi place. Așa că o să încercăm prima dată să facem turnul să arate cât mai drăguț. V-aș face sincer niște time lapse uri cum construiesc nebunia asta, dar n-am mai făcut-o pe creativ până acum. Pur și simplu lucrez și mă gândesc la idei în timp ce lucrez, așa că să fac un time lapse ar fi destul de nasol. Că n-are și un timelapse din așa frumos și fluent, are și unul choppy, ca să zicem așa, adică gen ca și cum ar fi pe bucăți păsărite pe, pe chestii de genul ăla și nu prea mă încântă ideea să fac un timelapse de genul ăla. Am văzut atât de multe videoclipuri în ultima perioadă cu case sau construcții cu acoperișul din cupru încât am zis, mă, hai să-i ofer și o, o șansă să vedem cum se mișcă un picut și cum arată și cum îmi plac tonalitățile și culorile și bine, eu oricum am probleme cu culorile, așa că la mine e altă discuție, dar parcă nu mă încânt așa de tare, cel puțin nu într-o casă care aibă o tematică un picuț mai medievală sau fantasy sau whatever, construită cu spruți și cu cobblestone și așa mai departe. Zici că nu prea îmi place, însă m-am dus să iau niște albine, că zic băi, cuprul se oxidează și dacă vreau să păstrez o anumită, un anumit tip de cupru, din alea patru forme ale lui. Am zis că totuși o să am nevoie de, de albinuțe și până la urmă cred că o să, o să ne apucăm și de o chestie cu albinuțe, dar nu acum. Acum o să le punem, uite, uite aici o să le punem de exemplu pe albinuțele noastre și le punem niște flori, uite așa pe aici, pe aici, pe acolo, niște trandafiri din astea frumoși. Sper că erau albine într o în chestia aia, că nu mai țin minte să mă fi uitat. Una sigur, hopefully, îți două, cu speranțe. <laughs> Da, mă gândesc să schimb. Mă gândesc să schimb toată șmecheria asta de aici și să folosesc cu totul și cu totul alte blocuri la, la acoperiș pentru că după părerea mea și altor youtuber la care mă mai uit eu Cupru cred că îi dă mai mult spre niște construcții steampunk decât spre construcții medievale sau alte chestii de genul ăla dacă vrei să construiești un orășel sau să ai niște lucruri care să arate steampunk parcă, parcă prinde mai bine acolo. Ei bine, chestia asta mi se pare că arată mult mai bine față de nebunia cealaltă pe care am avut-o. Eu zic că prinde mai bine. Prinde mai bine, și, prinde mai bine și culorile și prinde mai bine și forma. Deci înseamnă să te uiți așa un pic pe internet la niște din astea, cum le zice, shape-uri, forme de acoperiș în staff, în chestii. Uite-te în ochii mei. <gânt> Între timp am adunat și albinuțele noastre pe aici. Văd că asta săracă e blocată, prietenă. da, vezi, te pricepi. că dacă tot avem centrul sau orașul aici, de ce să nu și folosim? Și pe lângă asta, încet, încet, cu treaba bună, mai face câte o nebunie din asta. noi mai facem câte un beehive, înmulțim albinele și în momentul în care o să avem nevoie de foarte multe albine, easy peasy, lemon squeezy, o să le avem nu știu 100% dacă nu se duc albinile astea de nebune cine știe piune în loc să stea aici frumușe la floricele lor. Dar să sperăm că nu o să pierd și o să revină ele înapoi când vine noaptea. Plouă și urât afară, Dana o nu ne pasă, că l-a găsit pe Gusi. Vine mă încalce, dă în furculița, ce faci? Dar nu așa. What the... ce mă mai plin din spate? Nu zice că l-a dropat. Ah, never mai... Aoleu, ah, ce ți-a mi-a luat. Dar cum Dumnezeu mi-a luat? Ah. Ha? Ai, nu înțeleg. Deci m-am dus că treia să-i dau bucată, m-am împins în spate, după ce am împins înapoi în față. Ma, și am crezut că facem rost de un furculis hmm. Sunt trist acum. Planul meu inițial a fost să termin nebunia asta de turn din spatele meu. Cam, cam la asta m-am gândit eu. O să termin turnul, o să fie așa drăguț și frumos, ne punem în ceanul în table acolo și avem pentru primul episod și o clădire construită și nu suntem chiar ultimii boschetari care trăiesc în casele altor oameni pe aici. Ei bine, din păcate s-a schimbat un pic cu planul. O să trebuiască să facem niște chestii ca să terminăm turnul asta pentru că am văzut niște concept arturi pe internet cu Wizard Towers and stuff, foarte mișto, cu acoperișuri albastre și așa mai departe, și etc, și așa mai departe, și are așa mai departe, și încă o dată etc. Și m-am gândit eu că ar fi foarte mișto să combinăm niște lemn din nether pentru, pentru turnul ăsta și poate să-i schimbăm un picuț uh, ideea construcția, știi, într-un fel sau altul așa o lecuță, o lecuță să fie mai, uh, mai dubios, mai ciudățel, mai puimei dar pentru a avem nevoie de lem din nether, ceea ce încă nu avem la noi ceea ce înseamnă că trebuie să venim în nether, bineînțeles ceea ce înseamnă că trebuie să ne plimbăm pe aici de nebun și să căutăm uh, biome respective ca să putem să facem rost de lem din nether deci, cum pe noi ne-o spaunat într-un bazalt Delta sau cior fi astea, well, o să dureze un picut să ajungem în punctul în care aș vrea o să ajungem. Așa că, ideea mea o să se schimbe momentan pentru episodul ăsta <laughs> și o să trebuiască să-l încheiem aici, din păcate, dar ș, nu spuneți la nimeni, o să vină și episodul cu număr 2. <laughs> De data asta nu o să mai mor așa cum am făcut o data trecută, <sighs> că sunt un pic stris pentru treaba aia. Dar, o să vedem și episodul cu numărul 2, bineînțeles, după cum ziceam, și probabil în episodul respectiv o să facem rost de toate nebunile și de lemnul din nether și o să mai vedem noi ce mai facem pe aici. Poate strângem iară sătenii și dărmăm. Oricum, ideea ar fi că aș vrea să facem totuși niște regate sau ceva în genul ăsta pe aici prin zonele astea și aici mi-ar place foarte mult dacă tot este, să zicem, zona noastră de început, să avem oarecum un regat un picuț mai fantasy de asta m-am și gândit la turn pentru, zi să spun, pentru un vrăjitor sau wizard, cum vreți voi să-i spuneți, albinele s-au nebulit, au luat o raznă, se primă toate, cine știe pe unde, hai să vă mai dau niște floricele. Vreți? Tu și cu tu. There you go. Have babies. Thank you. <laughs> și, cine știe ce clădiri să mai facem, dar în principiu aș vrea să fie cât de cât o, tematic, o tematică fantasy. Nu prea am stat niciodată să construiesc pe tematici așa de mult cred că doar în, pe la haiducilor am avut, cred că un sezon sau ceva în genul ăsta în care am construit zise zic, cu tematica modernă sau whatever și am zis că o să fie un challenge destul de bun pentru mine din punctul meu de vedere pentru că zona asta, dacă ne uităm așa de sus este destul de frumoasă și destul de mare și avem aici în spate un dita mai bul... era să zic, era zic bulldozer de fapt avem un dita mai, o dita mai stânca unde a putea să facem un... Portal Fantasy și alte chestii deasupra acolo destul de interesante. Poate chiar o să mutăm turnul ăsta de, de Wizards acolo sus. Hmm. Nici n-ar fi o idee chiar așa de rea. Dar în principiu cam asta ar fi ideea. Să începem să facem aici o frumoasă zonă mistică plină de magie și chestii. Și să avem de-a lungul seriei de Puffsland poate pregate cu diferite tematici cine știe, asta cred că m-ar ajuta și pe mine să învăț să construiesc mai bine în diferite stiluri și cred că v-ar ajuta și pe voi să vedeți un picus de diversitate și cine știe poate și un storyline la toată jnem jnemecăria asta <laughs> însă, dragilor, toate acestea fiind spuse eu unul vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că a stat cu mine în acest videoclip și l-ați vizionat și o să ne vedem pe data viitoare cel mai probabil nu știu să vă spun din nou nu pot să vă dau o dată anume când o să fie postat următorul episod, pentru că după cum bine vedeți, durează un pic mai mult să le fac. Da, ei, na, n avem ce să facem. Asta este, asta e situația, asta e timpul. Poate o, o, să apară săptămâna viitoare, poate o să apară în două săptămâni. I don't know, dar vă rog eu, aveți răbdare cu mine că încerc să fac videoclipurile cât mai entertaining și cât mai engaging pentru voi, să fie cât mai fine și să vă facă să adorați acest canal, acest puf mirific care este el și această serie de puf stand. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine și ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. Ciusii!